Pe scena Casei de Cultură din Alba Iulia va avea loc vineri 1 noiembrie de la ora 19. Spectacolul de la Sena pe scenă, susținut pian și voce de Alexandru Fitz și de olandezul Guido Van de Ment, care vor interpreta cele mai îndrăgite cântece franțuzești. Alexandra Fitz a absolvit Liceul de Muzică și Arte Plastice din Alba Iulia, fiind una din fiicele profesorului și dirijorului Iosif Fitz. Iar după o pauză de 5 ani, aceasta va urca din nou pe scena Casei de Cultură din Alba Iulia. Alături de Alexandra Fitz va fi prezent și olandezul Guido, dar și muzicieni ca Lucia Neagoie, vioară 1, Quartetul Gaudeamus din Brașov, Raluca Irimia, vioară 2, Leona Varvarichi, violă și Sebastian Vârtosu, violoncel și mulți alții. Prețul unui bilet este de 30 de lei și el poate fi procurat de la caseria Casei de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia. Yeah.